Bine v-am regăsit la o nouă ediție a știrilor Xprim TV. Vă invit să trecem în revistă principalele titluri de astăzi de pe 1asic.ro. Cod portocaliu și galben de inundații pentru mai multe râuri din țară. Pagube de peste 422 de milioane de lei în vâlcea în urma inundațiilor din ultimele două luni. Și afacerile League Insurance s-au triplat în primul semestru din 2014. Să vedem acum și știrile pe larg. Institutul Național de Hidrologie și Gospodărirea Apelor a emis miercuri o atenționare cot portocaliu vizând creșteri rapide de debit și niveluri cu depășirea cotelor de inundație, valabile între orele 15 și 24, pentru bazinele Bezeasca și alți afluenți mici ai Dunării din județele Cara Severin și Mehedinți. De asemenea, până astăzi, la ora 12, izolat se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale și pe unele râuri mici din alte bazine hidrografice situate în județele Cara, Severin, Gorj, Vâlcea, Argeș și Giurgiu. Autoritățile din județul Vâlcea au raportat pagube în valoare de peste 422 de milioane de lei în urma calamităților naturale produse în lunile iulie și august în acest județ. Conform bilanțului, 19 locuințe au fost distruse, 251 de case au fost inundate, 806 anexe gospodărești afectate, fiind evacuate 468 de persoane și salvate alte 523. League Insurance a raportat în primele șase luni din acest an un volum de prime brute subscrise de 16,44 milioane de euro, de peste trei ori mai mult decât în perioada similară a anului trecut, conform datelor financiare neauditate raportate publicației Insurance Profile. League Insurance este o companie de asigurări non-viață, fiind lider pe segmentul asigurărilor de garanție în anul 2013. Acestea au fost știrile zilei la Extreme TV. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Mâine vă revedeți cu colega mea, Camelia.